Salut, eu sunt Albert. Eu sunt Raul. Și astăzi o să vă învățăm Fibble Speed Whip. Deci, pentru Fibble Speed Whip ai nevoie să știi un fibble cât mai solid, cât mai drept, să știi să-l controlezi cu roata din față. După ce ai prins un fibble bine, sari în Smith. Te ajută dacă ai un box puțin mai lung ca să poți să ții și Smith-ul. Iar de aici whip-ul vine ori în afara boxului, ori în lung. Oricum ți-e mai comod, trebuie să-l împingi. Băi, de că atunci când ai fibălu, să nu stai lăbărțat. Că dacă stai lăbărțat, te rotești roata așa și te urci pe box. Deci roata să fie cât mai aproape de grind, cum ar veni. Și când te pui în Smith, la fel, te iei la furcă să prindă pâine. După aia, gen, dacă ești maker, ții viteză la trick și l-arunci în față. Sau lece bine, să nu cazi ca prostul. Mai bun dau pe mână. Ce ți-am zis?